biserică, înălțarea Domnului din Tecuci, biserică nouă, care acum se pictează și mai e mult, mult, mult de pictat. Dar nu sunt bani și filmez acum pentru oamenii buni, oamenii cu dragoste de Hristos și de Maica Domnului, cu iubire și cu nădejde, ca să ne ajute să putem plăti măcar lunar pictura oamenilor care lucrează, care pictează aici cu atâta dragoste și cu atâta iubire. Am revenit cu filmarea după o lungă perioadă de timp ca să se vadă cât s-a pictat până acum și cât de frumos și de minunat este. După cum se vede, se văd schelele. Încă pe partea jos sunt schele, sus pictorii cu dragoste de Dumnezeu pictează, au o mână divină, inspirați de Duhul Sfânt. Uitați cât este de frumos în partea aceasta, la Sfântul Altar. Și aici, în stânga Sfântului Altar, cum stăm noi în Sfânta Biserică. Ia, uitați cât e de frumoasă și bolta. Este minunat. Vă rugăm din suflet, oameni cu credință, cu dragoste și cu iubire, ca să rupeți din puținul vostru și să ajutați și Sfânta Biserică a lui Hristos și a Maicii Domnului, pentru ca această pictură divină să fie desăvârșită. După cum vedem, jos nu este nimic, la partea de jos sunt schele, pereții sunt goi, schele și sus. Da, nu o să mai urc acum pe scări, ca data trecută, ci doar o să filmez cât se poate filma. Părintele în acest moment nu este aici, dar sunt oamenii lui Dumnezeu care lucrează aici cu iubire, cu dragoste și care însuflețesc chipurile sfinților. Vă rugăm frumos să ne ajutați ca să le putem plăti munca lor de suflet. Uitați aici la intrare, încă sunt pereții goi. Plus și mai sus de schele, avem și acolo, la etaj, pereții goi. Și avem nevoie de ajutorul vostru, dragilor, oameni buni, cu credință și cu iubire. Acum am ajuns la ușa exterioară. Nu o să ies afară, ci o să intru din nou în Sfânta Biserică, ca să vedeți exact cum stă situația la partea de jos. Este și partea de sus, care mai e mult, extrem de mult, ani de zile durează, ca să putem să facem și pe aceea. Eu sunt Maria Gheorghiu, așa cum știți. Deja am mai făcut un film acum câteva luni și am revenit acum pentru că avem nevoie de ajutorul vostru financiar, de suflet, un ajutor care să vină din inimă, din suflet, nu să vină așa oricum. Uitați aici, în stânga și în dreapta, sus este foarte frumos, dar mai avem dincolo de geam, după cum se vede, sus acolo, acolo nu-i făcut. Mai avem o încăpere, sus. După cum se vede, deci este vorba de o biserică nouă, Înălțarea Domnului din Tecuci, județul Galați. Pentru care, dragilor, am mai apelat la voi și ați fost atât de darnici din puținul vostru, ați dăruit și Sfintei Biserici. Uitați ce frumos s-a făcut cu bănuțul vostru până acum.
Uitați-vă câtă strălucire, câtă iubire și gândiți-vă când va fi gata, că și voi veți fi aici, precum ctitorii bisericii. Că ați pus aici o cărămidă, ați plătit aici un sfânt. Iar Dumnezeu și Maica Domnului vă va înmulți darul. Uitați-vă și catapeteasma. Și Sfântul Nicolae, Sfântul Ierarh Nicolae, care îl sărbătorim pe 6 decembrie. Și vă rog din suflet, fiți și voi ca Sfântul Nicolae, fiți darnici și buni, darnici, buni și milostivi. Ajutați-ne să putem plăti munca pictorilor, măcar lunar să o putem plăti. Că oamenii aici muncesc și muncesc cu dragoste, cu har, cu dar de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Uitați-L și pe Mântuitorul, care vă cheamă la El. Da? Vă cheamă ca să ajutați, ca să se îndeplinească această lucrare divină. Da. Mântuitorul spune, veniți binecuvântații Tatălui meu la mine și eu vă voi odihni pe voi. Hai, veniți! Veniți și ajutați, cu cât puteți. 10 lei, 5 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei, cât puteți. Există un cont pe blogul meu și puneți acolo un cont cât vă lasă inima după puterea voastră și după inima și sufletul vostru. Uitați cât e de frumos și aici, este minunat. Uitați-l și pe dreptul judecător. Aici, ia uitați cât e de frumos, în dreapta stă Maica Sfântă. Și în stânga Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Ia uitați și nașterea Domnului, se apropie Crăciunul. Uitați cât e de frumoasă, cât e frumos pictat. Totul este viu, totul este strălucire. Și aici, aici este strana. Așa, uitați cât e de frumos, uitați cum vin cei trei magi, vin la Maica Domnului, în ieslea cea curată, să aducă daruri Mântuitorului, pruncului Iisus. Dragii mei, v-am arătat doar cât s-a putut arăta de jos de la parter, partea care s-a pictat, dar cea mai mare parte nu este pictat. O să încerc să iau de la distanță un pic, de aici, ca să vedeți și partea de sus. Uitați, acolo sus se vede. Da? Se văd schelele. Se vede că nu e pictat, încă pe perea cealaltă. Uitați și Mântuitorul sus, e foarte frumos. Și de ce nu, în dreapta cum ieșim, tricolorul României, da, este așezat. Și pe dreapta, și pe stânga. Uitați cât e de frumos, tricolorul României la picioarele Maicii Domnului, la picioarele Sfinților. Sunt și schelele care ne împiedică oarecum să-l vedem corect, dar se vede tricolorul României. România este țara Duhului Sfânt, grădina Maicii Domnului. Și iată că tricolorul României este la picioarele Sfinților. Dragilor, vă încheia într-o notă optimistă, cu gândul că veți auzi rugămintea mea, rugămintea Părintelui Forda, așa se cheamă, îl cheamă Părintele Paroh, care ne roagă să ne ajutați din suflet să facem să strălucească de lumină divină prin pictura Harului Duhului Sfânt această Sfântă Biserică Nouă, unde veți avea întotdeauna un locușor aici. Părintele se va ruga pentru fiecare dintre voi, toți donatorii, indiferent de sumă,
Îi rugăm ca să trimită și un pomelnic de vii și unul de morți. Pe telefonul meu sau pe blog sau pe WhatsApp la părintele, iar părintele va citi toate pomelnicile și vă va binecuvânta pe voi, casa, masa și pe toți cei dragi vouă. Dumnezeu să vă ajute și Maica Domnului și să vă dorească toate bucurile din lume, mântuire, fericire și o inimă bună și darnică și un suflet bun și luminos. Vă iubesc, vă prețuiesc și vă rog din suflet să ne ajutați ca să putem plăti pictura, măcar lunar, pentru oamenii care muncesc aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Numărul meu este 0747-226-236, Maria Gheorghiu. Blogul Dumnezeu Există Mărturii. Iar Facebook-ul mariagheorghiu.com. Vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută!